Bani sau grevă generală sunt cele două variante pe care profesorii români le oferă guvernanților. A fost a doua zi de proteste. Dascălii vor salarii mai mari și își doresc să se simtă în siguranță în școli. În ultimii ani, sistemul de învățământ s-a degradat, iar cadrele didactice nu mai sunt deloc respectate, spun ei. Guvernanții trebuie să ia măsuri rapid. În caz contrar, profesorii amenință că vor închide anul școlar în luna mai. Rușine! Rușine! Bine să vă fie! Peste 1000 de oameni au ieșit în stradă să protesteze aici, în fața guvernului. Profesorii cer să li se facă dreptate. Vor salarii mai mari și vor să fie respectați la școală. Dacă drepturile lor nu vor fi respectate, amenință că vor intra în grevă generală. Vom declanșa și greva pentru că am declanșat deja procedurile de intervievare a sistemului și este posibil ca anul școlar să se încheie mai repede prin intrarea în greva generală. Dascălii se plâng că de mai bine de 30 de ani nu li s-au mai mărit salariile și că, față de restul bugetarilor, ei sunt discriminați. Ne tot mint guvernanții că ne măresc și nouă salariile. Am rămas la salariile de acum câțiva ani și noi prețurile cum sunt? Ce motivație să aibă tineretul să vină în învățământ? Colega mea de grupă are 2400 de roni, da? Are și ea o bancă. Cum să facă un copil? Un absolvent începe de la 2300, iar eu după 30 de ani de muncă am 3200-3300. V-ați gândit vreodată să vă retrageți din învățământ? Da, în ultima vreme da. Proiectul ordonanței de urgență care privește eficientizarea cheltuielor bugetare. Pentru că această ordonanță de urgență, prin aplicarea ei, va aduce în stare de colaps sistemul de învățământ preuniversitar și universitar. Pe 10 mai, sindicatele din învățământ vor organiza alt protest, tot în fața guvernului, la care vor participa peste 15.000 de oameni.